În această seară va fi prezentată o carte și va fi și o lectură. Cartea se numește Conferința, de fapt, se referă la Regina Elisabeta României, Carmen Silva, opera literară și de artă decorativă din timpul exilului 1891-1894. Despre acest eveniment o să rog pe colega mea, Aurora Fabricius, care a coordonat acest proiect, să vă spună câteva cuvinte. Vă spun și eu un bun venit și până se pregătesc prietenii noștri pianiști pe care îi invit aici să-și ia locul și să ne încânte cu lucruri minunate, aș vrea să spun că noi dedicăm Casa Schiller acest eveniment unor două personalități ale culturii noastre care ne-au părăsit, două personalități care au fost lângă noi. Personal spun că după 4 decenii profesorul Tanașoca mi se pare că nu a plecat, un erudit autentic, iar Ruxandra Beldiman, un om care ducea povara unei arbore genealogic, ce să mai spun, că unei distincții nobiliare, la fel înzestrată, o intelectuală autentică, și nu întâmplător aceste două personalități au fost până în ultima clipă lângă noi, Casa Schiller și lângă centrul de cercetare pe condus, de fapt înființat și condus de doamna doctor Silvia Zimmermann. Mi-e foarte greu să-i aduc în memoria noastră de astăzi, pentru că realmente pentru noi nu au plecat, au fost lângă noi foarte mulți ani și totdeauna discursul lor boieresc, boierie spirituală, ne-a făcut să ne simțim extrem de patrioți, chiar dacă cuvântul vi se pare că a căpătat cu timpul un sens peorativ, a făcut să ne simțim ei cu modestia lor, pentru că un spirit înalt trebuie să rămână foarte modest, ne-au adus partiture ale istoriei, ale antropologiei, ale literaturii, ale populației din jurul granițelor, cu atâta minunăție, încât e bine să păstrăm amintirea acestor doi profesori, cercetători, cadre didactice de excepție, autori de cărți, autori de articole, prezențe internaționale, care ne-au făcut cinste culturii românești și nu numai. Au fost Nicolae Șerban Tanașoca și Ruxandra Beldiman. Rămân cu noi. Anul trecut, pe această vreme, discutam cu ei aici despre Ion Ghica, îl evocam pe boierul Ion Ghica, evocam Peleșu, evocam cu Nicolae Șerban Tanașoca traducerile, cu doamna Zimmermann, traducerile făcute operei Reginei Elisabeta și ne simțeam cu toții mai bogați. Foarte greu îi vom înlocui. Am să mă opresc aici pentru că și doamna Zimmermann, când îi va veni să zic momentul, va spune ce rol au ocupat aceste două personalități care iubeau în egală măsură toate culturile lumii și ne le aduceau prin comparație alături și ce a însemnat pentru centrul de cercetare prezența lui Tanașoca și a lui Beldiman. Astă seară mă bucur. Din nou o avem lângă noi pe Silvia Zimmermann. De ce? Pentru că ea și-a închinat ultimii ani acestui centru de cercetare. Este adevărat, vom prezenta o carte, dar tema e fantastică pentru că este o anume literatură, o anume parte a artei decorative, pe care foarte mulți dintre noi am cunoscut-o destul de târziu. De la bunici, sigur, am crescut cu povestile Peleșului în casă, nu? Dar mai mult despre Regina Elisabeta, parcă nu ne-a fost dat la școală să știm. Iată că acum, scormonind în arhive,
scormonit în arhive, Silvia Zimmermann găsește mereu surprize, dintre cele mai plăcute. Și de ce? Pentru că această soție de rege, rege extraordinară, adică pentru România Carol I știm cu toții, nu v-am reamintesc, a însemnat modernizarea și aducerea României la un nivel european. E adevărat, pe fondul fabulos al secolului al XIX-lea și bineînțeles, nu încă, și bineînțeles, venind aici o regină precum Elisabeta, instruită, nu numai cultivată, înzestrată, dar și educată aproape ca zon, pentru că avea un temperament și o imaginație care a speriat familia, a venit într-o țară nouă cu atașament. Și acum aș ruga pe domnul Neagu să-mi pună acest text, pentru că el conține acea scrisoare pe care i-a lăsat-o în 1869. La cererea în căsătorie, regele Carol I, reginei, viitoarei regine Elisabeta, Carmen Silva, după numele de scriitor, în care îi cere, în esență, să ofere iubire, așa cum îi oferă lui, țării în care se duce. Efectul a fost nu numai lângă răniții de la 1877, nu numai în cadrul culturii române, nu numai prezența ei cu suflet, inimă și ajutor financiar pentru artiștii momentului, să ne amintim de Enescu, dar le-a dat iubire oamenilor de aici și a mai făcut un lucru de care nu suntem conștienți astăzi, când noi profităm numai. A ridicat la rang de artă costumul nostru național. Pe atunci era costumul purtat de țărani. După care a îndemnat toate doamnele de la palat să poarte ca o uniformă în zilele anume, să zic, de sărbătoare, acel costum național, care este într-adevăr o capodoperă. Costumul național românesc, ca și alte porturi, trebuie păstrate și duse mai departe. Iată ce a făcut, printre altele, regina Elisabeta. Eu vreau să vă mai spun atât, că într-adevăr, la acea vreme, ea a venit pe un teren în care ofertantul secol XIX și în România avea nume grele. Și anume, să nu uităm că acum existau, atunci existau, când a venit, Simeon Florea Marian sau, bineînțeles, Petre Ispirescu, dar Vasile Alexandrie, Bălcescu, Odobescu, nume grele, Ionghica, se înțelege, Cogălnicianu, Titu Maiorescu, Mite Kremnitz, care a fost în imediată apropiere, ea a venit pe un teren fertil. Dar cu cele trei limbi la purtător, ca să spun, regina Elisabeta a scos și cultura noastră în Europa. A scos-o cu fruntea sus. Am avut de-a face, să zic, cu această primă regină a României, cu o femeie cultă, cultivată, la rândul și a dus mai departe învățătura de acasă, un om de carte care a trecut și ea prin lucruri grave și tragice, dar s-a mobilizat și sigur a oferit ce a putut mai mult, talentul ei. Iubirea pe care de care vorbește Carol și care regina Elisabeta a făcut-o să-și o manifeste, i s-a întors însutit. Poate este bine să ținem minte că astăzi acest sentiment poate nu mai există așa, cu aceeași intensitate. E bine să păstrăm această iubire. E bună artelor, este bună cercetării, este bună ducerii mai departe a culturii. Iar regina Elisabeta, Carmen Silva, sigur, a fost un om de cultură. Nu întâmplător, un alt om de cultură, doctorul Silvia Zimmermann, este alături de noi și vreau să vă spun că cu ștofa ei de filolog, cu desăvârșirea ei ca cercetător, cu, să zic, cu râvna pe care o face, că nu este ușor nicăieri pe planetă să publici articole și cărți, biling sau trilingv, ține conferințe, merge mai departe și oferă lumii noi date la această oră despre această dinastie care ne-a nobilat pe bună dreptate România la acea vreme. Aș vrea să știu dacă e mulțumită de perioada aceasta la care se rezumă,
aș vrea să ne lămurească și Silvia Timmerman de ce a ales această perioadă și aș vrea să ajungem și la domnul Pulcinel, care a apărut în patru limbi la vremea aceea. Deci, repet, și Carmen Silva ne-a scos România în lume încă de atunci. Și puteam să ținem fruntea sus și din această pricină. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Timmerman, aș vrea să știu dacă sunt pregătiți prietenii noștri. Vă rog să deschideți pianul să ne spuneți ce ați pregătit, fiindcă alaltă ieri au avut un tur de forță acești proaspeți absolvenți ai Academiei de Muzică din București, Marius Boldea și Ana Bădică, prezenți la Casa Schiller din studenție, care sunt dedicați muzicii sufletești. Pot să vă spun că de la o sală plină, cum îmi place mie să spun, nu s-a auzit nici respirația. După ce m-ați convins că sunteți și virtuoși, vă rog să-mi spuneți ce ne cântați. Vom interpreta unul din cele 21 de dansuri ungare de Brahms, probabil cel mai melancolic dintre toate cele 21, în memoria acestor mari personalități. Mulțumim și vă ascultăm! Mulțumim frumos, Marius Boldea și Ana Bădică. Vreau să vă spun că acum 3 săptămâni, când s-au împlinit 6 luni, soția minunată, Anca Tanașoca, a adus confesiunile. Este o pledoarie pentru omenie. Și îmi cer scuze că m-am emoționat.
Parcurgeți-le sunt confesiunile profesorului Tanașoca, care a fost un aromân total veruit antropologiei. Nici nu pot să cred că a fost prietenul nostru, nici nu pot să cred că nu mai este. Și vreau să vă spun că acest om în aceste confesiuni a făcut o viață întreagă, să zic, o dăruire totală calității de a fi om. Dincolo de intelectual, de cercetător, sunt colegi în sală care au lucrat cu ei. N-au putut veni alții, Andrei Pipidi, Cătălina Vătășescu, Petre Otu, au anunțat că nu pot veni, dar sunt cu sufletul aici. Vă rog să căutați aceste confesiuni, căci confesiunile ne caracterizează. Nicolae Șerban Tanașoca, într-adevăr, a fost un om. În egală măsură, Ruxy Beldiman. Mulțumesc pentru această alegere. Silvia Zimmermann, în egală măsură, alături prietena și, să zic, parteneră cu aceste personalități în slujba acestei regalități, iată, nu? Fiindcă minunata regina Elisabeta ne-a oferit cultură. Și toți trei au întreprins în Germania, țara ei, care ne-a făcut și pe noi, europeni, în bună măsură, fiindcă au avut la dispoziție decenii, ne-a făcut cinste. Silvia Zimmermann, povestește-ne. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Tate Șilă, pentru minunata colaborare pe care am avut-o și sper că o avem în continuare mai mulți ani. Sunt mai multe povești de spus despre regalitate, despre istoria monarhiei din România. Foarte multe se găsesc în arhive, trebuie doar scotocit și este o istorie interesantă, minunată. Astăzi vă voi vorbi iarăși despre o istorie interesantă, dar și dramatică într-un fel, dar și veselă în final, când vom vorbi apoi de poveste. Voi începe cu conferința despre opera literară și decorativă a reginei Elisabeta din timpul exilului. Regina Elisabeta a României, cunoscută și sub pseudonimul literar Carmen Silva, a fost o promotoare a culturii române, a literaturii, a artei, muzicii și artizanatului popular. Mai bine. Biografia ei arată o cezură în perioada anilor 1891-1894, pe care îi petrece în afara țării, primul an în Italia, iar pe urmă în Germania, la reședința familiei ei princiare din Neuwied. Implicarea reginei în căsătoria principelui moștenitor Ferdinand cu Elena Văcărescu, o descendentă a unei vechi familii boierești din România, dar la acea vreme o căsătorie nedorită și neacceptată de clasa politică din România, a dus la un conflict major în relația dintre regele Carol și regina Elisabeta. Când regina Elisabeta, însoțită de Elena Văcărescu, a părăsit în 16 iulie 1891 Sinaia pentru a merge în vacanța de vară la Veneția, ea deja era suferindă de o paralizie a mâinilor și a picioarelor. În cele din urmă, regele Carol o desparte pe regină în septembrie 1891 de Elena Văcărescu și hotărăște să o mute pe Elisabeta la Palanța pentru a se însănătoși acolo. Însă, din cauza că nu se vindecase nici în timpul șederii la Palanța, regina a fost transportată la familia ei din Germania, la Neuwied, pentru a se întrema acolo înainte de revenirea în România. În final, a durat mai mult de 3 ani pentru ca regina Elisabeta să poată merge din nou, fără cărucior, și astfel revenirea ei în România a fost posibilă abia în toamna anului 1894. Perioadele de exil din Italia sunt următoarele. La Veneția din iulie 1891 până în septembrie 1891, la Palanța din septembrie 1891 până în iunie 1892.
în următorii ani de exil, începând din 5 iunie 1892 și până la sfârșitul lunii iulie 1894, regina Elisabeta se află la Villa Ziegenhaus, lângă Neuwied, reședința mamei sale, principesa văduvă Maria de Wied. Supărată că planul ei de a româniza dinastia prin căsătorirea principelui moștenitor al României cu o româncă fusese respins de întreaga clasă politică din țară, regina suferea și din cauza despărțirii de România, sperând an de an revenirea ei în România. Corespondența perechii regale din timpul exilului reginei relevă o criză matrimonială care luase proporția unei afaceri de stat. Scrisorile arată supărarea și dezamăgirea reginei Elisabeta, deoarece planul ei nu fusese înțeles nici măcar de Augustul ei soț, iar la sfârșitul unei vieți pline de jertfe pentru țară îi păreau astfel toate eforturile zădărnicite. De asemenea, în corespondența perechii regale aflăm despre încercările și îndemnurile repetate ale regelui Carol I de a o face pe regină să-și schimbe atitudinea pesimistă pentru a-și recăpăta sănătatea și pentru a-i fi din nou devotata și iubita lui parteneră de viață și pe tronul României. În continuare redau două exemple din corespondența perechii regale de la sfârșitul anului 1891, probabil cel mai dramatic din acest an, din acest timp de exil. Din scrisoarea reginei Elisabeta către regele Carol I, Palanța, 15 decembrie 1891. Citez. Ah, cât de greu, atât de grele sunt lacrimile tale precum plumbul fierbinte picurând pe inima mea. Oare cum să ieșim din acest cumplit timp de suferință? Întreaga mea viață am avut doar un singur gând, să dăruiesc bucurie și fericire. Încă dinainte să pot vorbi, întindeam străjilor mâinile pentru a fi sărutate. Iar la 40 de ani nu puteam dormi dacă una din servitoare se arăta prost dispusă. Doar pe mine toată lumea avea voie să mă mâhnească, atât de adânc și de amar, iar după aceea să-mi reproșeze că ar fi vina mea dacă mă supăr. Iar acum, cuvintele mele îți provoacă lacrimi, tocmai când credeam că fericirea se abate în sfârșit asupra noastră, fericirea atât de mult așteptată. Eu chiar încep să cred că sunt sub că port ghinion. Încă din copilărie mă temeam să mă atașez din nou de cineva, căci toți cei pe care îi îndrăgeam mureau. Te rog, dragul meu bun, nu mai fi trist. Mie mi-este tot una dacă sunt tristă, căci eu de altfel mereu am fost melancolică, chiar și copil fiind. Mereu m-a bântuit gândul că aș aduce nefericire, la fel și în căsătorie. Te rog, nu plânge, nu îmi da sentimentul că întreaga mea viață a fost ratată și tot efortul meu fără rost. Căci atunci nu mi-ar mai rămâne chiar nimic și m-aș întreba de ce mi s-a oferit această viață la care nu am râvnit niciodată. Credeam că m-aș fi priceput și că aveam destul talent să fac bucurie la vreo 10 oameni, iar când aveam bani suficient să ajut altor 10 oameni. Dar și asta a fost vanitate. Te rog, nu plânge, mi-ar fi peste putere. A ta, Elisabeta. Închei citatul. Din răspunsul regelui Carol I către regina Elisabeta, datat la sfârșitul anului 1891, respectiv conform datării în jurnalul regelui, începuse să scrie la această scrisoare din 10 decembrie, în stil vechi, respectiv 22 decembrie 1891, stil nou, și o trimisese reginei în 18, respectiv 30 decembrie 1891, împreună cu un dosar conținând mărturii despre neadevărurile lui Elena Văcărescu. Citez. Mult iubita Elisabeta, neobosita mea străduință este să cuceresc din nou întreaga ta inimă și încrederea ta, care au fost îndepărtate pentru un timp de mine din cauza unor influențe nefericite. Iar pentru a-mi atinge dorința mea atât de arzătoare, nu mă tem de nicio muncă și niciun efort, nici chiar de cea mai grea jertfă pentru a te salva din apele furtunoase și de a te readuce de printre stâncile primejdioase înapoi în portul păcii depline. În ultima ta scrisoare întrebi, oare cum să ieșim din acest cumplit timp de suferință?
iar eu am răspuns ca eroi. Cu cât sunt luptele mai aprige, cu atât mai hotărâți trebuie să le înfruntăm. Cu cât este destinul mai greu, cu atât mai curajoși trebuie să-l purtăm. Nu avem voie să ne pierdem nădejdea. Cerul nu ne împovărează cu mai mult decât putem să ducem. Ai încredere în Dumnezeu și apoi ai încredere în mine, Cel care te va susține cu dragoste și te va feri de toate necazurile pe drumul vieții noastre pe care vom păși mai departe împreună. Eu mai am destulă putere și energie pentru a lua întreaga responsabilitate asupra mea față de cei pentru care te crezi datoare. Te implor, descarcă pe umerii mei și eliberează-te de toate neplăcerile care îți dau sentimentul că ai fi făcut pe cineva nefericit. Numai noi doi am fi fost aproape nenorociți de alții. Să uităm deci trecutul cu impresiile lui amare și să privim cu încredere în viitor, care ne va mai oferi câte o bucurie și satisfacție. Deocamdată sper ca peisajul liniștitor de la Lago Maggiore cu aerul său balsamic să-ți ofere putere nouă și distracție, iar îngrijirea devotată și excepțională a medicului Scharnbroich să-ți readucă sănătatea atât de scumpă nouă, încât la primăvară să revii în România, unde vei fi primită cu brațele deschise și cu entuziasm. Aceasta este dorința inimii mele la sfârșitul acestui an deosebit de greu. Cu mare tandrețe te cuprind în brațe, scumpă Elisabeta, și îți sunt pentru toată viața din adâncul sufletului al tău sincer, devotat și leal, Carol. Închei citatul. Împăcarea perechii regale survine din cele din urmă, dar sănătatea reginei va cere mult timp pentru a se reface întru totul, încât abia în primăvara anului 1894 regina se reface, deci părăsește căruciorul, poate merge din nou. Între timp are loc căsătoria principelui moștenitor Ferdinand cu principesa Maria de Edinburgh în 10 ianuarie 1893 la Sigmaringen, iar în 15 octombrie 1893 se naște primul copil al cuplului princiar, principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea al României. Odată cu nașterea primului principe al dinastiei pe pământ românesc, se împlinește cea mai mare dorință a primei perechi regale de a întemeia și consolida dinastia în România. Cu bucurie, regina îi scrie regelui Carol I din Ziegenhaus în 22 octombrie 1893. Citez: împărtășesc toată bucuria voastră, ca și cum aș fi la fața locului. Grație telegramelor, iau parte și eu împreună cu voi la tot ce se întâmplă. Este ceva uimitor toată această tinerime, iar cuvintele tale, care la punerea temeliei castelului Peleș mi-au provocat lacrimi fierbinți, să fie castelul acesta leagănul dinastiei, iată că se împlinesc acum într-un alt fel. Pentru țară a fost întreaga noastră viață și nu pentru noi înșine. Iar și asta este ceva frumos, nu al nostru, dar copilul țării. Asta este suficient. Închei citatul. Iar în noiembrie 1893, cu ocazia botezului principelui Carol, regina îi mărturisește soțului, citez: toate dorințele așteptate și posibile s-au împlinit acum, însă, după cum este mereu în viață, altfel decât mi le-am dorit. Dar în sfârșit a sosit. Îți mai aduci aminte cum ai scris în sărmana cronică a casei care s-a închis pentru vecie pe micul coșciuc că îți doreai un castel la Sinaia, o cale ferată pe Valea Prahovei și un moștenitor? Și cu cât mai mult decât atât ai realizat, dacă ne gândim cum arată astăzi țara în comparație cu atunci. Am citit în ziare despre botez și că ai ținut în brațe copilul care, dacă nu este copilul tău, este copilul țării. Așa cum își clădește un om viața, tot așa trebuie să-și o trăiască. Tu mereu ai fost impersonal și plin de abnegație, iar acum destinul îți surâde, oferindu-ți cupa plină în același fel. Închei citatul. Revin acum la operele literare publicate în timpul exilului.
În 1891, Regina publică volumele Heimat, Patria și Merida, Cântecele Mării, care sunt două volume de poezie scrise înaintea exilului, dar publicate la Bonn în anul 1891. Weihnachtskerzchen von Palanza, Lumânărele de Crăciun de la Palanza, o carte de poezie scrisă și publicată la Palanza, la editura Vercellini, în decembrie 1891. Acest volum era un dar de Crăciun pentru prieteni și pentru membrii familiei, conținând poezii în germană, franceză, în engleză și română. În 1892 apare Meister Manole, Meșterul Manole, o piesă de teatru. Acest manuscris german a fost corectat în perioada de la Palanza în 1892 și publicat la Bonn în 1892. În anul 1893 publică Um ein paar Stiefelchen, o pereche de cismulițe, care este o comedie publicată la Neuwied în 1893. Deci. Tot în perioada exilului există o serie de opere în manuscris care au fost realizate sau pregătite în acest timp pentru a fi publicate mai târziu. Încep cu cartea Geflüsterte Worte, Cuvinte șoptite. Scriitorul francez Pierre Loti, care o vizitase pe regină la Veneția în vara anului 1891, menționează în jurnalul său o carte în manuscris, Livre de la Main, Cartea Sufletului, despre care el povestește că s-ar fi pierdut ulterior. Această carte a fost prelucrată sau rescrisă în limba germană și publicată în Germania la Regensburg. Au apărut 5 volume în anii 1903 până 1910. Cartea nu a fost tradusă încă în română. Câteva fragmente din manuscris pe care le-am descoperit căutând în internet de curând există la Muzeul Național al Literaturii Române din București și anume, vedeți una din aceste cartoline, sunt niște cartoline poștale adresate unei doamne, probabil transcrise din, după manuscrisul francez. Acestea sunt în franceză. Cartea Es ist vollbracht, das Leben meines Bruders Otto Nicolas Prinz zu Wied, s-a împlinit viața fratelui meu Otto Nicolae Prinz de Wied, este un volum autobiografic despre scurta viața fratelui mai mic al reginei Otto, născut în 1850 cu o malformație organică și care a decedat în 1862. Prima versiune de manuscris din anul 1880 a fost dedicată fratelui reginei, principele Wilhelm de Wied, iar volumul a fost publicat în Germania în anul 1902. Povestea fratelui Otto apare și în amintirile din copilărie și adolescență ale reginei Elisabeta în volumul Mein Penatenwinkel, publicat în 1908, iar acest volum a fost tradus și în românește de Dumitru Hâncu, pe care l-am avut alături la ultimul eveniment despre Carmen Silva anul trecut. Acest volum, Colțul penaților mei, îl puteți găsi chiar la Gaudeamus, cred, la editura Vivaldi, într-o nouă ediție din anul trecut, cred. În 2002 a fost primul volum, în 2003 al doilea și acum este un volum integral publicat anul trecut și se mai găsește. Este o carte adorabilă, deci o recomand cu mare căldură, traducerea foarte frumoasă a domnului Dumitru Hâncu. Cartea Monsieur Hampelmann, pe care vedeți o imagine în partea dreaptă, este pagina de titlu pictată de regină. Această carte, care conține pe această pagină de titlu Carmen Silva și Le Comte Inouï, este o carte de povești scrisă în perioada de la Palanza, în 1891 până în 1892 și ilustrată de André Le Comte d'Inouï, arhitectul conservator al casei regale a României. Ediția Princeps a cărții a apărut la București în 1898. Voi reveni mai târziu cu mai multe amănunte asupra acestei cărți. Activitatea de pictură și artă decorativă a reginei Elisabeta din perioada exilului.
Regina Elisabeta a primit lecții de pictură de la diferiți artiști profesioniști în perioada exilului. O primă îndrumare în această perioadă i-a oferit-o arhitectul conservator André Le Comte-Nouy la Palanța. De asemenea, la Palanța, regina a pictat împreună cu Sophie Brown, contesa Sofia de la Valle di Casanova, care era și pictoriță. La Muzeul de Artă din Palanța se găsesc câteva picturi ale acestei doamne Sophie Brown, o fică de diplomați, căsătorită cu vărul ei, Silvio de la Valle di Casanova, și amândoi au construit la vila lor San Remigio de la Palanța, un fel de parc ideal al lor, cu sculpturi pe care le-au realizat ei. Și cred că se mai poate vizita și astăzi, deși este o casă privată, dar parcul se poate vizita, din câte știu. Regina îi scrie regelui de la Palanță în 18 martie 1892 următoarele. Citez: muncim pentru bazarul mamei de ne iau foc degetele. Pictăm pe lemn și pe piatră, Le Comte, Sophie Brown și eu, și voi trimite o grămadă de lucruri. Eu lucrez tot timpul în pat pentru că mă simt prea slăbită pentru a sta în picioare. Această fotografie pe care o vedem aici este realizată de pictorița și contesa Sofia de la Valle di Casanova în anul 1892. Ea era menită de regină pentru cei care o îngrijiseră și care fusese alături la Palanța în acel an. Sus acestei fotografii sunt arhivele naționale ale României din București. La Ziegenhaus, regina a fost îndrumată la picture de Marie von Bunsen în septembrie 1892. Marie von Bunsen era pictoriță germană, de asemenea scritoare și călătoare în Europa și Asia, iar ea s-a remarcat îndeoseb cu acuarele, cu peisaje din călătoriile ei pe care le publicase și în volume despre călătoriile pe care le efectuase, publicase și aceste acuarele. Regina îi scrie regelui de la Ziegenhaus în 14 septembrie 1892, citez: este o mare plăcere să savurez totul împreună cu un artist adevărat cum este Marie von Bunsen. Ei nu-i scapă nicio pată de culoare. Voi avea parte cu ea de orgii de culoare cum am avut iarna trecută cu Sophie Brown. Închei citatul. De asemenea, la Ziegenhaus, din august și până în septembrie 1893, o altă pictoriță îndrumată pe regina, Kate Bishop Swift, pictoriță olandeză de origine britanică. Aceasta era căsătorită cu pictorul olandez Christoffel Bishop. Perechea de pictori, Christoffel Bishop și Kate Bishop Swift, realizaseră un portret al reginei în costum popular românesc în anul 1890, pe care îl vedem aici în partea stângă a imaginii. Se pare că au existat două variante, sau cel puțin două variante ale acestui portret, după cum vedem și din fotografia din mijloc a pictorului, din atelierul său. Fotografia datează din 1906. În partea dreaptă este pictorița Kate Bishop Swift, în anul 1902, lucrând la un portret al Sofiei de Württemberg, regina Olandei. Arhiva princiară de Vie deține o fotografie din anul 1890 cu perechea olandeză de pictori și cu arhitectul casei regale a României, André Le Comte-Nouy, în partea dreaptă. Arhitectul de origine franceză a servit regelui Carol I la restaurarea mai multor monumente din România, începând din anul 1875 cu mănăstirea Curtea de Argeș, după care s-a stabilit în România, fiind arhitectul conservator al casei regale, până la moartea sa în anul 1914. El a fost înmormântat la Curtea de Argeș, în cimitirul Bisericii Sfinții Voievozi. Fotografia din anul 1890 documentează vizita arhitectului André Le Comte-Nouy la Neuwied în august 1890, cu ocazia sărbătoririi aniversării principelui Wilhelm de Wied, fratele reginei, la care aceasta îl invitase împreună cu perechea de pictori din Olanda. Colaborarea reginei cu André Le Comte-Nouy în perioada exilului ei la Palanța în anii 1891-1892.
Arhitectul conservator André Lecomte-Inouï o vizitează pe regină la Palanța și stă timp de 7 luni acolo, din octombrie 1891 până la sfârșitul lunii aprilie 1892. Regina îi scrie deseori regelui despre André Lecomte-Inouï în scrisorile din Palanța, de exemplu, în 25 noiembrie 1891, citez: "Cel mai bine mi este când pictez sau cânt. Cartea Evangheliei este continuată cu pași repe sub îndrumarea lui Lecomte, nu tocmai după noțiunea mea de rapiditate de odinioară, dar totuși repede în condițiile prezente. Lecomte se amuză pe seama mea când mă vede atât de deznădăjduită de neputința de a scrie. Mi-a adus în fața ochilor scenele trăite cu pictori, compozitori și poeți, care în fiecare moment se cred pe sfârșite. Doctorul m-a ajutat foarte mult, ne îngăduindu-mi nicio neglijență pe care aș fi regretat-o tot restul vieții. Lădescu și Lecomte împing acum ei înșiși căruciorul meu, găsind că servitorii nu ar fi destul de grijulii. Sunt îngrijită minunat, ca și cum aș fi ceva prețios. Închipuiește-ți-l pe doctor deseori la pian, pe mine la șevalet, Lecomte la masa de pictat, Catherine la masa de scris, umplând-o cu scrisori pentru mine, Madame Stârța croșetând sau tricotând în fotoliu. Ieri Lecomte mi-a citit din minunatul poem La Tentation de Saint-Antoine." Este un poem de Gustave Flaubert. Încheie citatul. În 31 decembrie 1891, regina scrie, citez: "Mi-am revenit iarăși după Crăciun, dar nu am voie încă să depun nici cel mai mic efort. Mâinile, spatele și capul îmi refuză orice serviciu. Așadar, nu mai fac chiar nimic, stau întinsă pe canapea, în timp ce Lecomte pictează pentru mine, Catherine la fereastră îmi scrie scrisorile, iar Bungert, muzicianul, la pian compune cântecele de Crăciun." Închei citatul. În 16 martie 1892, regina scrie, citez: "De Lecomte nu mă pot lipsi, el îmi citește ore întregi cele mai frumoase, nobile și înălțătoare lucruri. Nu aș putea suporta nimic trivial, nu mi-a plăcut niciodată." Închei citatul. După plecarea lui Lecomte, regina îi scrie regelui în 28 aprilie 1892, citez: "Îmi lipsește foarte mult Lecomte cu limpezimea și finețea lui." Încheie citatul. Din perioada petrecută la Palanța, André Lecomte-Inouï pictează un portret în miniatură al reginei, după cum menționează regele Carol I în jurnalul său la data de 20 aprilie 1892, la aniversarea nașterii sale. Citez: "Primit de la Elisabeta o floare de fildeș pictată și portretul ei pictat de Lecomte." Încheie citatul. Operele de artă decorativă realizate de regină în perioada exilului. Cartea Evangheliei de la Curtea de Argeș, realizată în anii 1886 până în 1892. La Palanța, regina a pictat mai multe pagini de pergament pentru Cartea Evangheliei pentru mănăstirea Curtea de Argeș, realizată în stilul manuscriselor medievale iluminate. Deținătorul actual al cărții Evangheliei reginei este mănăstirea de la Curtea de Argeș. Datorez mulțumiri pentru imaginile Evangheliei doamnei Carmen Tănăsoiu, curator la Muzeul Național de Artă a României, care recent a publicat un articol despre Evanghelia de la Curtea de Argeș, scrisă și pictată de regina Elisabeta României, în monografia Catedrala Mănăstirii Argeșului, crestomație de studii și documente, publicată de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului în 2016. Un exemplu de pagină pictată de regină din perioada exilului este pagina pe care o vedem aici, cu portrete miniaturi ale ctitorilor bisericii, în stânga domnitorul Neagoe Basarab și meșterul Manole, respectiv în dreapta regele Carol I și arhitectul conservator André Lecomte-Inouï. Într-o scrisoare de la Palanța din noiembrie 1891, regina îi descria regelui Carol I ideea ei inițială pentru această pagină a Evangheliei. Citez: "Ieri, pentru prima dată, am pictat din nou cu bucurie și anume capul lui Lecomte în Cartea Evangheliei.
Pentru prima oară am pictat după natură și nu după o fotografie și m-a entuziasmat bogăția de nuanțe, de culori, încât și lui Lecomte i-a făcut plăcere să-mi stea model. Toți spun că miniatura seamănă foarte mult. Acum urmează Manole din memorie, ca Fondon sus, Neagoe și Despina, iar la mijloc noi doi, înconjurați de întreaga legenda a lui Manole în Camaieu, adică pictură ton în ton, va fi o pagină foarte frumoasă. Corectăm acum Manole, o piesă de teatru pe care o publică, dar doctorul nu mă lasă să trec cu repezeală așa cum îndeamnă starea actuală sufletească, când totul îmi este indiferent. Au trimis manuscrisul vienez spre tipărire cu tot ce au corectat și adăugat în el, iar acum îmi necesită un efort imens să refac originalul, căci până și aici fuseseră câteva greșeli datorate repeziciunii cu care trebuise să dau lucrul peste cap iarna trecută. Închei citatul. Spre deosebire de ideea inițială, pagina realizată în final conține în partea superioară portretele ctitorilor biserice în medalionul din stânga Neagoe Basara, domnul țării românești în anii 1512 până în 1521, și ctitorul mănăstirii, Curtea de Argeș, construite în anii 1515 până în 1517. Iar în medalionul din partea dreaptă, regele Carol I al României, care restaurase biserica în anii 1875 până în 1886 și o alesese ca necropolă a regilor României. În partea inferioară a paginii sunt portretele arhitecților bisericii, în medalionul din partea stângă Pietro Manola, meșterul Manole, cunoscut și grație unei legende românești pe care regina o prelucrase într-o piesă de teatru și pe care o pregătea pentru tipărire în timpul exilului, chiar în acest timp, după cum menționează și în scrisoarea ei, către rege, iar în medalionul din dreapta, după cum a menționat de asemenea în scrisoare, restauratorul bisericii André Lecomte din Nouy. După cum observăm, regina nu a mai adăugat și soțiile domnitorilor pe Despina Doamnă și nici pe ea însăși alături de regele Carol, probabil o cauză să fi fost că era atunci o regină în exil, ea însăși. În detaliu putem vedea aici medalionul portretului regelui, regelui Carol I sus, pe care regina îl intitulează Carol Hohenzollern. Iar sub portret, medalionul arhitectului André Lecomte din nou pictat de regină și aici și cu numele adăugat. O altă lucrare a reginei din timpul exilului este un blat de marmură pictat cu scene religioase ansamblat ca placă pentru o măsuță dăruită regelui Carol I în anul 1892, cu ocazia vizitei sale la Ziegenhaus, lângă Neuwied, în 22 iunie 1892. Deținătorul actual al obiectului este Muzeul Național Peleș din Sinaia. Această imagine a fost publicată în catalogul Regina Elisabeta, un secol de eternitate, cu prilejul expoziției de anul trecut, 2016. Un catalog superb. De la Palanța, regina îi scria regelui în 28 aprilie 1892 următoarele, citez: în ultimele săptămâni am fost foarte ocupată cu bazarul din Neuwied și cu o surpriză pentru tine. Închei citatul. Din iunie 1892 și până în iulie 1894, regina își petrece exilul în continuare la Ziegenhaus la Neuwied, locuind în vila mamei sale. Și în această perioadă, deși mai departe suferindă, regina Elisabeta se dedică cu fervoare activității caritative, contribuind cu numeroase obiecte proprii de artizanat la diferite bazaruri caritative organizate la Neuwied. În iulie 1892, regina pictase un alt blat pentru o masă, un blat de marmură, pentru Marea Ducesă Louise de Baden, după cum îi relatează regele într-o scrisoare.
Din Segenhaus, în iulie și noiembrie 1892, regina îi scrie regelui Carol I cu rugămintea de a-i transmite arhitectului André Lecomte Nouy recunoștința sa pentru îndrumarea în pictură și pentru discuțiile intelectuale avute la Palanța, de care își amintește grație picturilor la care lucrează. Acestea sunt obiecte pe care le oferea cadou regelui și celorlalți membri de familie, precum și panouri pictate pe care le donează bisericii din Ida Viba, lângă Neuwied. Astfel, în 25 iulie 1892, regina scrie, citea, ai putea fotografia masa pe care am pictat-o pentru tine? Când îl vezi pe Lecomte, spune că sper că fac cinste extraordinarului meu maestru de astă iarnă. Am desenat cu mare grijă, așa cum îmi arătase el. Abia acum îmi dau seama cât de mult am învățat de la el. Fiecare plimbare cu el era un discurs despre istoria artei, observarea naturii și descrierea ei, încât eu uitam de cărucior și de dureri. Închei citatul. În 18 noiembrie 1892, regina scrie regelui, citez, pictez cu fervoare la panourile mele pentru ca să fie în biserică înainte de Crăciun. Încântarea mea să pictez cu lei după natură este de nescris. Aș putea jubila după fiecare nou efort. Nu mă așteptam la asemenea surprize. Culorile le întind cu repeziciune în parcă vin de la sine pe pensulă și pot doar să regret că și această experiență vine ca toate în viața mea mult prea târziu. Dacă este bine cum pictez, nu știu. Ceilalți găsesc că este frumos, dar ei nu sunt competenți. Cât de mult datorez îndrumării constante a lui Lecomte. Mulțumește-i în numele meu. Închei citatul. Un alt obiect decorativ este un blat de fildeș de mărimea unei pagini de scrisoare pe care regina pictează note muzicale ale unui cântec din copilăria petrecută la Neuwied. Plăcuța de fildeș era un dar de aniversare pentru fratele reginei, principele Wilhelm de Wied, în august 1892. Deținătorul actual este o colecție privată, iar această imagine a fost publicată în catalogul expoziției de anul trecut de la Muzeul Röntgen din Neuwied, Carmen Silva, o regină din Neuwied. Cartea Wanderstab, toiagul de drum, din anul 1892, este un dar de nuntă al reginei Elisabeta pentru prințesa moștenitoare Maria a României. Cartea conține plăcuțe de fildeș pictate cu versetul și maxime și cu miniaturi în stilul manuscriselor medievale iluminate. Coperta din argint și aur și cu pietre prețioase este opera atelierului orfevrului Hermeling din Köln. Deținătorul actual al cărții obiect este Muzeul Național de Istorie a României din București. Este un exponat permanent în tezaurul de la subsol. Dacă vizitați muzeul, găsiți această minunată carte, bijuterie. Imaginea aceasta este publicată și pe pagina de internet a muzeului, încât se poate vedea și în internet. Scutecul de botez al principelui Carol, lucrat în dantelă cu suveica de regina Elisabeta în anul 1893. Deținătorul actual este Muzeul Național Peleș din Sinaia. Această fotografie a fost publicată de Muzeul Național Peleș în broșura expoziție Regina Elisabeta și Arta Dantelei cu Suveica din anul 2011. Panouri de lemn ornamentale cu citate din Biblie și motive florale pictate de regină în anii 1892-1894 pentru interiorul bisericii din Ida Viba, lângă Neuwied, Germania. Aceste panouri sunt actual pierdute. Ele mai atârnaseră în biserică până în anul 1935. Regina pictase panouri asemănătoare cu ornamente florale și verseturi pentru vila mamei sale de la Segenhaus, după cum vedem în această fotografie din anul 1900. Mama este, ei este cea cu baticul alb. Și această fotografie cursează în internet și pe Facebook, ținând că ar fi și Eminescu pe ea. Nu este Eminescu aici, ci este secretarul reginei Dal Dorso. Nu putea să trăiască în 1902.
Pe bine spun. El murise mai devreme, din păcate. Nu? Da. Cartea de rugăciune pentru regele Carol I, realizată în anul 1894 și dăruită de regina regelui Carol cu ocazia aniversării nunților de argint, în 15 noiembrie 1894, locația inițială a cărții de rugăciuni era capela de lângă dormitorul regal de la Castelul Peleș, dar se pare că acest manuscris nu mai există. În imagine vedem o pagină dintr-un manuscris iluminat asemănător din cartea de rugăciuni dăruită de regina mamei sale în anul 1901. Imaginea este publicată într-un articol de Elfriede Radetzky din anul 1899, articol despre cartea de rugăciune a principesei Maria de Vid, mama reginei. Și am ajuns la poveste. Monsieur Hampelmann, din 1892, este o carte de povești pentru copii cu textul în patru limbi, germană, română, franceză, engleză. Imaginea de titlu este pictată de Carmen Silva, de regina Elisabeta, cartea publicată într-o ediție Princeps din anul 1898. La București conține facsimilele cu textul german al poveștii în scrisul de mână al reginei, iar ilustrațiile sunt efectuate de André Lecomte du Nouin. Datarea lui André Lecomte du Nouin pe ultima ilustrație din carte este Palanța, 7 aprilie 1892. În scrisorile reginei din exil către regele Carol I, Elisabeta menționează această carte și terminarea ei în perioada exilului la Palanța, în 1892. Astfel, în scrisoarea din 12 decembrie 1892, regina scrie regelui, citez: am scris, pictat și tradus Hampelmann pentru Otto Haus, care are datorii. Otto Haus, respectiv Casa Otto, era un orfelinat, o casă pentru orfani și copii surdomuți din Neuwied. Această denumire era în amintirea fratelui Mezin al reginei mort în copilărie în anul 1862. Concluzii. Colaborarea cu André Lecomte du Nouin este de o mare importanță pentru perioada exilului reginei, pentru că arhitectul a îndrumat-o și a ajutat-o la crearea celor mai frumoase obiecte de artă decorativă pe care le-a realizat regina în acest timp. Astfel se impune o cercetare mai amplă despre colaborarea reginei cu arhitectul conservator al casei regale, folosind surse inedite, precum corespondența perechii regale și documente de arhivă despre arhitect. Sunt încă prea puține detalii cunoscute despre activitatea lui Lecomte du Nouin, André Lecomte du Nouin, și relația lui cu prima pereche regală, Carol I și Elisabeta. De asemenea, noile informații ar întregi și delimita mai bine și informațiile pe care le avem până acum despre activitatea pictorului Jean-Jules Lecomte du Nouin, fratele arhitectului din perioadele șederii lui în România în anii 1895 și 1897 și care a fost eronat considerat până acum în literatura de specialitate ca fiind colaboratorul și ilustratorul cărții de povești a reginei, Monsieur Hampelmann, respectiv titlul românesc Domnul Pulcinel. Arhitectul curții regale, André Lecomte du Nouin, a prezentat pe fratele său, pictorul perechii regale, Carol I și Elisabeta, abia în anul 1895, când Jean-Jules Lecomte du Nouin era în drum spre Constantinopol și se oprise la București pentru a-și vizita fratele, așa cum se menționează unanim în sursele literaturii de specialitate. Elizabeth Burgoyne, o autoare britanică a unei biografii a reginei Elisabeta, apărută în anul 1941 la Londra, explică în cartea ei felul în care regina îi numea pe frații Lecomte pentru a-i delimita mai bine unul de celălalt. Citez: când regina vorbește despre frații Lecomte du Nouin, ea îl numește pe André Lecomte, iar pe pictor du Nouin. Închei citatul. Vedem acest procedeu și în scrisul holograf al reginei sub o fotografie de grup trimisă de ea familiei ei din Neuwied și unde sunt ambii frați prezenți, ultimul din stânga și ultimul din dreapta, deci ambii frați sunt în această fotografie. În partea stângă, unde se vede pictorul Jean-Jules, regina scrie dedesubt:
Lecomte du Noui Bruda, fratele, iar în partea dreaptă regina scrie Lecomte sub figura arhitectului André Lecomte du Noui. Această fotografie a fost realizată de fotograful român Ihalski, probabil în anul 1904, în fața castelului Peleș de la Sinaia. Fotografia cu scrisul Regine aparține arhivei princiare de Vid din Noi Vid. Și o ultimă fotografie cu regina și André Lecomte du Noui este din anul 1906. Aici regina Elisabeta este în atelierul ei de pictură de la Castelul Peleș și pictează o pagină de manuscris iluminat. Fotografia a fost realizată de Charles Jouzeau Flavien și a fost publicată în cartea lui Frédéric Tamé, Bucureștiul, în 1906. Iar în final prezentării mele doresc, de asemenea, să amintesc de două personalități bucureștene cărora le este dedicată această seară. Este vorba de Ruxandra Beldiman, o vedem în mijloc, cu eșarfa verde, și domnul profesor universitar, dr. Nicolae Tănășoca, care au fost membri ai Consiliului Științific al Centrului de Cercetare Carmen Silva de la început, din anul 2012, iar această fotografie ne arată reuniți la prima ședință, ședință constitutivă a Centrului de Cercetare, împreună cu alți doi regretați membri care ne-au părăsit spre veșnicie, principele Carl Zubitz în anul 2015 și arhivistul casei princiare, domnul dr. Hans-Jürgen Krüger, care a murit anul acesta. O veșnică recunoștință și amintire lor. Vă mulțumesc pentru atenție! Noi trebuie să-i mulțumim pentru aceste bijuterii, pentru că majoritatea cred că nu erau cunoscute, nu erau aduse atât de aproape. Doamna Silvia Zimmermann ne face totdeauna bucurii mari. Vreau să vă spun că cele două genuri literare abordate înseamnă enorm pentru literatura noastră, adică diaristica, jurnalul nu aparține oricui, numai spiritele înalte și oamenii care au avut trăiri speciale au lăsat jurnale importante. Într-adevăr, regina Elisabeta a avut ce să mărturisească lumii de apoi. Să nu uităm că în timpul vieții ei, unul dintre cele mai remarcabile jurnale a fost ale marelui Titu Maiorescu, care a fost un jurnal fabulos, de la 9 ani, un jurnal bilingv. Sunt volume întregi, toată viața, cât a trăit, el și-a consemnat viața. Nu se știe dacă nu a avut autocontrol, pentru că, sigur, jurnalul este un gen intim de confesiune pe care nu o poate face oricine. Cel care nu e încărcat spiritual nu cred că poate să țină un jurnal. Cel care nu are trăire extraordinară nu poate să-și mărturisească hârtiei acele stări. Dar faptul că exista acel jurnal, cred că nu a lăsat-o rece pe regina Elisabeta. După aceea, să zic, literatura noastră română, cultura noastră, a mai avut jurnale remarcabile, vi le reamintesc. Numai Marta Bibescu, a fost Regina Maria, a fost Steinhardt, pe care cu siguranță l-am citit cu toții, a fost Mihail Sebastian, care este o dovadă, Jenny Acterian, nu vă mai continui lista, pentru că, într-adevăr, literatura română are jurnale cutremurătoare, niște pagini adevărate de istorie. Mai mult, aici, la Casa Schiller, am avut câteva jurnale ale deportaților. Jurnalele de exil sunt deja un capitol de literatură, a spune, controlată, pentru că, repet, nu pot să cred că un spirit cultivat nu are autocontrol. Că vrea să fie publicat, că nu vrea, este a doua problemă. Al doilea capitol de literatură, un gen literar special, această povestire, de care, sigur, nu am vrut să o aducem în gros plan, pentru că nu avem nici măcar semnalul. Va fi duminică lansarea domnului Pulcinel. Ce înseamnă povestirea? Povestirea este o îmbinare extraordinară de fantastic cu real, o îmbinare atât de maestru făcută, o narațiune atât de bine întocmită, încât să aibă credibilitate. Asta e condiția ca o
povestire sau o poveste să se adreseze și copiilor și adulților și mai ales să rămână istoriei literare. Doamna Zimmermann a sesizat, da, Regina Elisabeta a scris aceste povestiri cu tot sufletul, cu toată cultura ei. Vor rămâne, vor rămâne. Mai mult, grafica unei cărți însemna nu numai cultură, ci și bun gust. Este ilustrată de un mare arhitect și el naturalizat aici și el mormântat la cimitirul din Curtea de Argeș, aproape că este bine că spiritele lor ne sunt în apropiere. Foarte mult îi mulțumim doamnei Zimmermann, sigur că mai o rugăm să ne mai dea câteva mici amănunte despre domnul Pulcinel și despre activitatea imediată a centrului. Dar după puțină muzică, ce ne-ați mai pregătit? Ieri am pregătit două miniaturi de Frédéric Chopin. Voi interpreta eu un preludiu minor și Ana o mazurcă la minor. Vă rugăm.
Mulțumim mult, Ana Bădică și Marius Boldea. Și acum o rog pe doamna Cimărman să ne împărtășească puțin din proiectele imediate. Da, proiectul care este acum foarte actual este această poveste, domnul Pulciner, cu o postfață despre ceea ce am descoperit despre această poveste și colaborarea cu Le Comte Nui, contribuția lui prin ilustrații la această minunată carte. Ea va fi lansată de editura Vremea și într-o ediție românească. În Germania a apărut deja, dar în România cred că este acasă. Această carte în prima ediție, fiind o ediție bucureșteană, deci este chiar dreptul cărții să apară aici pentru români, pentru toți care doresc să afle mai multe despre activitatea literară a reginei. Este o poveste pe care o vom auzi acum, o voi citi în limba română. Ea a fost scrisă în germană, de fapt, inițial, pentru că regina scria în germană, de fapt, era limba ei literară. Aforisme scria și în franceză, dar acolo a mai fost și corectată un pic de scritori francezi în engleză. Încercase să scrie lirică la maturitate, prin anii 1900, se destăinuie unui prieten american că încearcă să scrie lirică în engleză, dar limba ei literară totuși era cea germană. Acolo avea talent la lirică, într-adevăr. Formele ei lirice sunt atât de variate. Cine cunoaște germană și citește puțin din multele volume care au ieșit în timpul vieții ei, descoperă foarte multe teme, foarte multe mult sentiment și nu este o poezie de calitate proastă. Asta este ceva ce s-a tot scris că ar fi fost diletantă, dar ea avea talent, într-adevăr. Arta de a scrie nu este ceva pe care o învățăm, deci nu există o școală unde ne facem scriitori. Asta, fiecare scriitor trebuie să își trăiască școala lui singur în felul în care scrie. Deci, de unde începe arta, unde se termină diletantismul, asta este totdeauna întrebarea. Și poezia ei are părți bune, părți mai puțin reușite, dar sunt multe poezii foarte frumoase. Unele autobiografice sau unele care descriu stările ei sufletești. Pe lângă poezie și aforismele sunt cunoscute, au apărut în România ediții de aforisme foarte frumoase. De poezie chiar și povești. Poveștile iarăși sunt încântătoare. Poveștile Pedășului au apărut în mai multe ediții deja, începând din anul 1990, tot apar. Este poate cea mai românească carte a ei și una din cele mai... Eu o iubesc cel mai mult, această carte, Poveștile Pedășului. Iar aceste povești ale Pedășului au continuare prin poveste autobiografică Robia Peleșului, pe care am adăugat-o într-o ediție a Poveștilor Peleșului care a apărut anul trecut la editura Corint. Acolo, regina, în această poveste autobiografică despre construirea castelului Peleș, ne duce spre poveste, spre o poveste fantastică. Este drumul unei regine care este deznădăjduită și nu vrea un castel gol, ea vrea un castel cu copii, vrea un moștenitor și pornește într-o călătorie plină de peripeții pentru a găsi un moștenitor. Până la urmă se face fără moștenitor, dar cu darul poeziei și al picturii. Peleșul, alegoria izvorului Peleș, o îndeamnă pe regină să slujească cu aceste daruri care le-a primit regelui, pentru că este un rege drept și bun, asta e citat din această poveste. Deci, o altă poveste interesantă. Revenind la povestea Domnul Pulcinel, este o poveste care
Are și ea câteva aspecte autobiografice. Nu le voi explica eu, aș citi povestea și fiecare este liber să o savureze sau să găsească acele legături cu viața Elisabetei sau poate chiar nu, ci doar să asculte povestea reginei. Domnul Pulcinel, o poveste de Carmen Silva cu ilustrații de Andrei Lecomte de Nouy. Voi arăta din ediția Princeps aceste pagini de carte. Deci este ediția originală. Pe o pagină erau textele în diferite limbi, în germană, apoi română, franceză și engleză, iar pe cealaltă pagină erau facsimilele cu textul în limba germană scris de mână de regina și adăugate în partea sus. Este aici desenul, ilustrația lui Andrei Lecomte de Nouy. A fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Pe când se potcovea puricele cu 99 oca de fier, de dat cu spinarea de cer și tot rămânea călcâiul gol, pe atunci s-a născut Pulcinel. Când Pulcinel se pregătea să vină în lume, se auzi o strașnică trăsnitură în pădurea din deal, unde meșterul îl croia dintr-un brad cu meltele care veneau singure, singurele, de se puneau în mână. Lucrul mergea repede, frumos și bine, însă meșterului nu știu pentru ce i-a trecut prin minte că un grozav pulcinel are să iasă din mâinile sale. Când însă noul născut se văzui isprăvit, el nu fu de fel mulțumit cu făptură sa și strâmbându-se urât de tot zise: dar sunt al dracului de lat. Prostule, zise meșterul, n-ai tu oare două laturi, două fețe și două perechi de ochi ca să privești în lume? Nu ți-e destul atâta? Ce mai vrei? Dar n-am inimă deloc și nici măcar loc pentru inimă. Dobitoc ce ești, în locul unei inimi nefolositoare și de prisos, ți-am pus ceva mai bun, o sforicică care să te cârmuiască. Așa e lucrul mai simplu și mai sigur. Așa este, m-aș mulțumi și cu sforicica dacă n-ar trage-o alții. Dar nu știi tu, băiete, că și inima este numai o sforicică pe care o trag alții? Iar Pulcinel, deschizând niște ochi mari, răspunse plin de mirare: și eu care credeam că oamenii pot face tot ce voiesc. Dar n-ai tu și o mască, puiule? Ce să fac cu ea? Ce să faci? Să-ți ascuți gândurile. Astfel făcut, Pulcinel avea aerul unui înțelept când sta atârnat pe perete în toată frumusețea lui, privind lumea ce îl înconjura. Miei cei minunați de lemn și de bumbac, copacii cei verzi și mândri, corabia lui Noe, în care veverița era tot atât de mare ca și un câine, iar porcul cât cămila, satele și orașele cele mari, ale căror case erau zugrăvite cu fel de fel de culori și aveau ferestrele închise, de nu se deschideau niciodată pentru ca nu cumva aerul dinăuntru să se strice și pentru ca să nu pătrundă pulberea înăuntru, morile ce se întorceau cu cheia și care făceau tic-tac și din care morarul își scotea capul clătinându-l, staulele pline de vaci pătate cu negru și cu coarne adevărate. Pulcinel ar fi fost mulțumit să se uite cu amândouă fețele ca să se bucure îndoit de toate aceste frumuseți, mai cu seamă de o gingașă păstoriță de lemn cu rochița rotundă, cu pălăria rotundă, cu capul rotund, cu ochii rotunjiți, dar era atârnat de perete și nu se putea mișca. Într-o zi veni un domn cu o fetiță care, îndată ce văzu pe Pulcinel, numai decât voi să-l aibă. Meșterul lua de pe perete, iar fetița începu îndată să tragă de sfor cu putere grozavă, așa că bietul Pulcinel nu mai vedea și nu mai auzea nimic, căci făcea săriturile cele mai nebunatice și mișcările cele mai nemaipomenite, dar cu fața de tot serioasă, ca și când ar fi fost vorba despre vreo afacere de stat. Copilița nu-l mai lăsa din mâini și așa Pulcinel părăsi raiul copilăriei sale și plecă în lumea mare. De altmintrelea, el era mândru de această schimbare. Acasă, la fetiță, Pulcinel întâlni o numeroasă societate care îl cam puse pe gânduri. Erau doamne frumoase, cu rochii de mătase și păr lung,
căișori care mergeau singuri, maimuțe care cântau, dănțuitoare cu tamburinele lor și altele. El se simțea de tot străin în mijlocul acestor mândre ființe care îl priveau cu dispreț. Dar fetița ei era culcinel cel mai drag decât toate doamnele, oricât erau ele de frumoase și nici nu se mai uita la dânsele. Ea nu se mai juca decât cu scumpul pulcinel, îi povestea basme lungi, făcându-i toate mișcările și când ele erau bine executate, ea izbucnea de râs, scuturându-și pletele, iar ochii ei străluceau de plăcere. Pulcinel făcea tot ce sta prin putință ca să-și mulțumească stăpâna. Sforicelele lui tremurau de dragoste și de iubire, ca și cum ar fi fost o adevărată inimă. Într-o noapte se petrecu ceva neobișnuit, care nici nu i-a trecut prin gând vreodată. El văzu o față rotundă și luminoasă, uitându-se înăuntru pe fereastră. În lumea lui, de altă dată, la sfințitul soarelui, se închideau totdeauna obloanele de fier cu zgomot îngrozitor. Nici nu-și putea închipui că putea să existe și lună în lume. Îi tremură tot trupul când fața lunii se uită la el cu un surâs prietenesc. I se părea chiar că se apropia de dânsul, deoarece aluneca de-a lungul ferestrei ca și cum ar fi vrut să intre înăuntru. Ah, cât de frumoasă era, de rotundă și de luminoasă! Dar deodată, Sfinte Dumnezeule, îi se păru că luna își bate joc de dânsul și își întoarce fața de la el. Pulcinea zguduia atât de tare de sfoara de care era agățat pentru ca să se ia după luna, încât căzu jos în genunchi, dar în deșert. Frumoasa arătare, după ce râse și mai mult, se făcu nevăzută. Abia uitase această groaznică întâmplare când iată că se ivi și alta mai grea. Găsit jos pe scânduri, el fu atârnat de brațul unui candelabru. Când soarele pătrunse în casă, pulcine zări pe perete ceva ce nu mai văzuse încă, umbra sa. Mai întâi și închipui că este cineva care vrea să-l supere, dar văzând că acel cineva nu se mișcă deloc, pulcinel începu să-l amenințe cu mâna. Necunoscutul făcu și el tot așa. Sări în sus ca să se arunce asupra lui, întocmai așa a făcut și celălalt. Și celălalt îi semăna atât de mult la față, dar era așa de fără trup, așa de neînțeles. Atunci pulcinel se simți cuprins de o mare spaimă. Păți și el ca mulți oameni. I-a fost frică de tainicul necunoscut. Din această pricină, el simți slăbiciune prin toate sfăricelele, toate vopselile îi se îngălbeniră și căzu într-un adânc leșin, din care numai mica copiliță l-a putut scoate după ce l-a mângâiat timp îndelungat. Îl sărutase de altfel atât de mult încât vopselile lui cele frumoase suferiseră grozav. Dar nu-i mai păsa lui de nimic de când fața cea strălucitoare se întorsese râzând de la el. O nouă spaimă cuprinse pe pulcinel după câteva zile. Spaima a fost așa de îngrozitoare încât toate sfăricelele lui, de altfel îndestul de șubrede, slăbirea într-atât încât nu mai putură pune deloc în mișcare picioarele și brațele lui. Iată cum s-a întâmplat lucrul. Fetița dobândise un frate. Îi trebuia deci și ei un copilaș înfășat ca să facă și ea ca mama sa. Și în adevăr se găsi un copil de lemn pus într-un leagăn minunat, zugrăvit cu roșu și cu albastru. Pulcinel, strigă fetița, vezi tu, pulcinel, avem și noi amândoi un copil. Dar după durerea cea mare și după întristarea cea amară și după spaima grozavă prin care trecuse, bietul pulcinel se simțea atât de slab încât nici bucuria nu mai putea suferi. El puse mâna pe copilul din leagăn și jură să-l ocrotească. Când însă fetița încercă să-l facă să sară de bucurie, sfoara se rupse în mâini, iar bietul pulcinel rămase încremenit și fără simțiri, ca o piatră, ca și când ar fi fost mort. Cum mai plânse biata fetiță cu lacrimi fierbinți, câtă amară întristare! Dar, dragă pulcinel, vroiam să-ți fac o bucurie! Hei, ca să guste cineva bucuria, mai trebuie și putere, și putere nu mai era. Curând însă părinții împăcară și mângâiară pe fetiță, încredițându-o că omul din casa căruia se, în casa căruia se născuse pulcinel era un mare doctor care îndată îl va vindeca.
ca un pățit care a văzut lumea pulcinesc întoars în patria copilăriei lui. Dar acolo nimeni nu l-a mai cunoscut, nici chiar meșterul care îl făcuse. Era așa de schimbat. El privea de sus cu amândouă fețele lui, cu mâinile, mândrie la oile, la păstorițele, la satele, între care își petrecuse întâia vreme a vieții. Nimic nu-i mai era pe plac după ce văzuse doamnele cele frumoase, caii cei adevărați și oile care strigau be, be, când le dădeai capul în jos. Toate îi se păreau aici sărăcie, după cele ce văzuse în lumea cea mare din care se întorsese. În această stare sufletească, el a fost dres, spălat, vopsit din nou și întărit cu alte sporicele, pentru că fetița nu vroia alt pulcinel nou și venea în fiecare zi să afle cum îi mai merge cu sănătatea. În sfârșit, pulcinel se întărise și era în stare tot așa de bună și de minunată ca înainte. El gândea cu bucurie cum are să întoarcă spatele vechii sale patrii când o ultimă lovitură, și mai amară decât toate, îl izbi fără veste. O nemărginită umilință. Cum era el agățat de perete, văzut deodată o păpușă cu foarte multe încheieturi, care putea să se miște mult mai bine decât el, putea să șadă și să strângă în brațe, să mănânce singură și să umple. În acel minut el simți că îi se rupe ceva în trânsul, dar nu știa ce. Simțea însă bine că era rănit de moarte. Meșterul nici nu băgă de seamă această nenorocire și îl trimise din casa sa ca însănătoșit. Hei, hei, pulcinel băiete, ia să fim acum veseli, striga fetița în bucuria ei. Scumpe pulcinel, ia sări cu mine, joacă cu mine, iată-ne iar împreună. Juca fetița cu dânsul prin casă și trăgea cam tare de sfoară, pentru că îi se părea că el nu răspunde îndeajuns la bucuria ei. Mi se păru chiar că pulcinel este prea serios. După o nouă smucitură, sfoara se rupse, iar brațul drept căzu și rămase fără mișcare. În fața acestei nenorociri, fetița se opri scurt, se încruntă de necaz, își a zvârlit prietenul din dosul ușii pentru că își închipuia că nu o mai iubește. Și el, sărmanul, își dăduse atâta osteneală ca să-și ascundă întristarea, sărind de bucurie cât putea, ca și mai înainte, numai și numai ca mica lui prietenă să nu fie întristată de amarul lui. Nemai având nimic de așteptat, el stă întins jos, părăsit, rănit, cu sforicelele rupte, dat cu mânie la o parte de mica sa stăpână. El nu mai voia să trăiască, căci văzuse că lumii nu era de niciun folos, că este un netrepnic și că se găseau păpuși frumoase cu încheieturi, cu mult mai bune decât dânsul. Plin de amărăciune, el a dormit. Pe când dormea, el a avut un vis foarte frumos. Se văzu iarăși în raiul copilăriei sale, cu oițele, cu copacii, cu corabia lui Noe și cu moara. Uitase luna, doamnele îmbrăcate cu mătase, mielușei care strigau be, umbra cea înspăimântătoare și păpușa cea cu încheieturi multe, uitase până și durerea ce-i pricinuise fetița, toate erau uitate. Îi veni iarăși în minte visul fericit al copilăriei lui și acest vis îi se părea cu mult mai adevărat decât realitatea și mai frumos decât întreaga lui viață amărâtă. Credea că este un pulcinel prea fericit și nici nu simțită copilița, coborând scara și sărind cu noua păpușă cu încheieturi în brațe, îl călcă fără de voie și fără nici să-l fi văzut. De această amărăciune a fost ferit, pentru că fusese totdeauna un pulcinel foarte cuminte, făcându-și cu plăcere îndatoririle. Dar fetița se întoarse numai decât înapoi și găsi pe bietul pulcinel strivit. Neștiind că chiar ea singură îl adusese în această stare, ea învinovăți pe tot și pe toate, plângând și începu să-l iubească iarăși ca mai înainte. Voia cu orice preț să-l tămăduiască. Îl puse deci în cel mai moale pat al uneia din frumoasele doamne de mătase, zicând că aici trebuia să se vindece, căci nimeni în lume nu-i făcuse atâta bucurie ca scumpul ei, pulcinel. Ah, dar el sărmanul zăcea strivit, nimic nu-i mai putea da înapoi viața, nici lacrimile, nici dorul, nici laudele. Căci lauda nu-l mai putea înveseli, deoarece, mort fiind, nu mai o putea auzi. Acum, pentru întâia oară, nu mai putea să mângâie pe bună sa stăpână, după cum făcea o odinioară. Niciun cuvânt nu-i mai putea spune.
erau mare jale. Atunci Pulcinele se simți deodată foarte bine. În timpul nopții, pe când toată lumea dormea, Luna intră în casă. Ea privea cam de la o parte, puțin cam tristă, iar glasul dulci începură să se audă ca și când toate muzicile din micul său rai din tinerețe se înțeleseseră împreună să cânte în același timp cântece duioase, iar copacii cei mici șopteau între dânsii încetişor, roata morii se mișca, mielușeii de lemn, altădată nebăgați în seamă, ziceau be, și păstorițele dănțuiau și cele mai frumoase păpuși cu încheieturi îl îmbrățișau. Iar din cerul păpușilor de lemn, cel mai venerabil dintre pulcinei ce s-a văzut vreodată, îi întinse mâinile sale și îl atrase către dânsul. O lumină strălucitoare îl învălui din toate părțile și cu totul schimbat la față, Pulcinel își lăsă pe pământ masca și sforicelele, zburând în aripat acolo, unde nu mai e nici necaz, nici spaimă, nici frică, nici ingratitudine, nici rușine și unde totuși e loc mic, chiar pentru cel mai umil Pulcinel, adeseori loc mai presus decât pentru doamnele îmbrăcate în mătase, ce nu au fost decât frumoase, dar care nu și-au dat osteneală să înveselească pe copii, cum a făcut Pulcinel, cel nebăgat în seamă. Păi, foarte mulțumim, Silvie Timmerman, pentru că nu zic că ne-a făcut să ne simțim și noi, dar cred că e de acord cu noi că e singura noastră șansă a românilor să ieșim prin cultură în lume. Avem o șansă uriașă și nu trebuie să o ratăm și în film și în literatură, iar Regina Elisabeta, scriitoarea Carmen Silva, este și a noastră, sau este a noastră în primul rând, nu? Și atunci, sigur că mai mult decât mare bucurie ne-a făcut prin aceste bijuterii. Mulțumim, Silvia Timmerman, foarte mult. Vă mai întreb dacă cineva vrea să o întrebe ceva, cineva vrea să adauge. Vă rog. Vă rog să mă scuzați că intervin. Sunt Svoboda din Bistrița și am două întrebări către doamna doctor Timmerman. De administrativ, Noived și Ved, e cum e Delhi și New Delhi, cam așa ceva. Ah, da. Așa, și a doua... Numele familiei. Da, de acolo se trage. Este orașul... localității. Și a doua... întemeiat mai târziu. Da, și a doua întrebare, Montrose, castelul... Da, nu mai există. Da, în ce localitate este? A existat germană? Noiviț, un pic pe ocolina în zonă. Acolo, dar nu mai există din anul 1960, când a fost... Da. Vă mulțumesc, danke sehr schön. Mai este cineva cu vreo întrebare mică sau mare? Iertare că eram înainte cu o clipă. Aș vrea să completez și să menționez că Regina Elisabeta a fost o enoriașă de vază a bisericii noastre luterane din București. Și pentru biserica noastră a pictat, de asemenea, panouri cu crini minunați. Mai există? Din păcate, când s-a restaurat, dar nu numai. Da, da. Și erau panouri din lemn acoperite cu vopsea neagră, pe care, cu caractere gotice, cu vopsea albă, erau versete din Scriptură. Și mai erau și vandtepihe, care... covoare, pe care brodase cu fir de aur din nou versete din Scripturi. Din păcate, când s-a făcut restaurarea și consolidarea bisericii după cutremurul din 1977, toate aceste bijuterii, cum le-ați numit și dumneavoastră, au fost depozitate impropriu undeva la administrația cimitirului și se pare că nu se mai pot recupera. Dar mai există păcate. Imagini ceva? Poftiți? Imagini vechi, fotografii ale bisericii cu aceste... Da, există. Trebuie să mai fie Există. La arhiva luterană. Biserica a publicat
la 150 de ani, când a fost aniversarea bisericii, a publicat un mic volum și acolo este o fotografie cu interiorul bisericii care fusese ornat chiar de regina noastră. Mulțumim frumos! Stimată doamnă, aveți cuvântul. Mă numesc Anca Sârghe, vin de la Sibiu, de la universitate și sunt foarte fericită să o revăd pe Silvia. Este prin rădăcini de acolo, i-am urmărit evoluția de la începuturi și vreau să spun că așa cum a evoluat și continuă să facă lucruri splendide în lume, este un foarte special sibian, între sibian. Mă bucur, pentru că sunt prima dată aici, vreau să întreb dacă aceste imagini cu regina sunt în permanență prezente sau astăzi seara în mod deosebit s-au pus. În seara aceasta, dar numai în seara aceasta, că aș vrea să le găsesc și altă dată. O să vă răspundă Mariana Duliu despre această mică expoziție, că și ea are ceva de spus. Aceste fotografii au fost prezentate, mult mai multe, la altă poveste a doamnei Zimmermann. Deci noi avem fotografiile și, mă rog, dacă vreți, vi le putem arăta și pe celelalte. Da. Da. Da, aș vrea să spun că la Biserica Evanghelică am fost acum 2 sau 3 săptămâni, este expoziție la etaj, expoziție a bisericii și într-un sertar este o bucată de mătase țesută și de regina Elisabeta. Și sunt și foarte, foarte multe fotografii la etaj sunt. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult, doamne Zimmermann, pentru această poveste și o așteptăm, nu numai o dată, poate de 2 ori la anul, cu alte povești despre regina Elisabeta. Mulțumim foarte mult! Și vă doresc mult succes în cercetarea dumneavoastră și în aducerea nouă a unor lucruri pe care nu avem niciodată posibilitatea să le aflăm. Mulțumesc foarte mult! Cineva foarte important de la muzică, avant tout chose. Iată că și cu această artă fără cuvinte putem încheia și îi mulțumim naturii că regina Elisabeta nu și-a lăsat înfrânte visele. Cred că e cel mai frumos lucru visarea și
cu el mergem înainte. Vă invităm la un pahar de suc sau vin.